Băi, ce îmi place să mănânc aici, de aici, din Kathmandu, Nepal. Mai stau câteva zile. Stați așa că e aglomerație de numai și hai că ne plimbăm și mai mâncăm pe aici. Deci e haos. Bă, nu știu ce ai mâncat, eu am vrut să filmez asta, McDonald's, KFC, dar aici nu au McDonald's, na. Au KFC, o mere să văd ce au. M-am uitat pe meniu online, dar semăna cu ăla din India. Hai că-mi vedea, vreau să mănânc șaorme de-astea nepaleze, katu roll, parcă le zicea. Și apoi mai vedem, că aici văd că-s multe fast food-uri. Poate găsim și ceva street food. Tot am mâncat căpșuni, mă. Aia, 60 de 600 de rupii, adică vreo 25 de lei și mai puțin. Hello, thank you. Thank you, sir. România. Yeah. Yeah, I like Nepal. No, no. No, thank you. Have a nice day. Tot încearcă și să te combine, să nu știu ce. Thai street food. În Thailanda mă duc după asta. Bangkok. Sper să-mi dea viza aia. Că-i de-aia on arrival și trebuie să le arăt zborul, trebuie să... Plus nu mi-a dat-o. Am un sunan când am aplicat online pentru aia și sper să n-am probleme. Bă, dar unde era cotul ăla, mă? Am văzut cotul rol pe aici. Mi-am luat aseară dacini, donuts și nu mai știu ce. Aia nu-s bune de nimica. Nu știu, aici n-am să ia produsele astea de patiserie. Clere, am o prăjituri, nu -s bune de nimica. Donald Fast Food. Ăsta îmi dădea la rezultate pe Google când căutam McDonald's. Mă, ăsta. Catirol, ia să... Namaste, chicken catirol? Yes. One, please. Where are you from, sir? România. România. Yeah. Long time you been? No, no, a few days. Ai, bă, ce scaune, can... Asta ne... Ca în Vietnam. No, fiți atenți că ne-a ajuns catirol. Ce? Chicken catirol. Shaorma nepaleză. Asta o costa vreo 10 lei. Suc. Dar uitați-vă ce mică e. Tot am scos încerca Coca-Cola și Pepsi aici în Nepal să vă cum e. Mai mă, și dopul e mai mic. Deci că e de copii. Asta o costa 3 lei. Deci cu vreo 12-13 lei mulci. Hai că-s curios asta. Lipia e făcută de ei, tăche ce. E ca tandoori, chicken. Indian. Mai bun. Măi, ce să zic? Surprinzător de ok. Are legume, n-are, nu știu, maioneze sau n-are. Cred că spune și un picuț de ardei pe când de la. De chiar ok, îmi place. Aia, n-a bună. Destul de bună, dar și când vezi cum îți face... Nu, stai dacă... Cum îți face aluatul ăla, îți ia banii cu o mână și cu aceeași mână face și aluatul, îți dai seama că n-a. Dar mă, asta este, a fost ok, mă, ce să zic. Hai că mă mai plimb pe aici, pe în Kathmandu. Și fiți atenți că vă ziceam că sunt penie de curent, deci bancomate. Și aici au baterii, frate. De ce că le pică curentul? Băi, toate... Aia, aia. Când vrei să scoți banii și pică curentul și te trăiești fără bani, e nașpa, nu? Asta e adevăr. Pansele, 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 no, pansele. Nu știu, m-aș duce la un mall, ești curios cum e un mall aici în Kathmandu. Că nu prea sunt. În India mai găseai, mă. Dar depindea de oraș. De exemplu, în Jaipur nu era nimica. Adică în Jaipur, 3 milioane de locuitori, nu erau clădiri mai înalte de 3-4 etaje. Hai să văd ce au ăștia. Tandoori roti. Momo. Bă, așa se numește ăsta, svastic. Chola batura, asta cred că e indian, mă.
Hepa, 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 hepa. Nu, asta vinge pui tibetan, cred. Cum e bun? Nu, plin de bijuterii. Bijuterii de Tibet, cred că. Nu știu care e faza cu strada asta, dar numai bijuterii pe aici. Bine, am udat astea de aur. Hai că mă duc aici la Civil Mall, zice. Nu știu care e faza, dar cred că sunt și tibetani pe aici, că am văzut restaurante tibetane din alea. Ne zice de Kathmandu Mall, KFC. Nu e ăsta, dar hai că vreau să mă duc la KFC să văd ce meniu au ăștia. Cred că ăla l-alt, pe partea aia l-alt. E plin de lume aici, uitați-vă ce trepți ăștia. Și de aici vin autobusele, vedeți? Și tămărg până oraș, nu știu. Interesant. Ies cu un strigă aia, pac, pac, pac. Searching for new girlfriend, scrie pe autobusul ăsta. No, bine, hai să merem aici, nu? Să vedem despre ce e vorba. Ah, deci ăștia n-au detectoare de alea de metale la intrare. Ah, păi nu au meniu afișat, nu acolo înăuntru. Nu, nu merg. Ok, deci au veg rice bowl. Ok, asta e interesant. Da, asemănător cu ăla din India. Poate au ceva în plus, da. Uite, smoky red, ăsta era și în India. Chicken roll-ul, nu mai țin minte. Nu e autobusele astea. Mamă. Da, aici n-am văzut să fie metrou sau, nu știu, autobuse. Margă ăștia cu ce prind, săraci. Uitați-vă, stația de asta ca lume. Comunistă. O chestie, am văzut că polițiștii stau cu bochele lângă ei. Dacă eu îi vedea, voi arăta. Eu nu știu ce fac, îi bat pe ăștia pe stradă. A, ăsta nu stă cu bota, dar am văzut acolo mai în centru, se cheau cu bochele. Uitați-vă ce faini sunt îmbrăcați ăștia. La costum, la școală. A, bine, unde e ăsta? Aci unde, vă? No, ăsta e Civil Mall-ul. Apoi arată de zici că e ceva pușcătură din asta. Plus aici, deci o chestie interesantă, nici la restaurante, mă, nu au căldură. Adică și noaptea stau cu geamurile deschise în restaurante și-i frig în loc să le închidă, știi? Măcar atâta. Dar nu, ei cu geamurile larde, știi, se stau. 5 grade afară. Ah, hai că ăsta n-arată rău. Ești curios dacă au food court. Eh, păi noi nu știu ce. Miroase a tămâie de-aia asiatică și cam asta. Ah, de ce stai noi mare lucru? Nu, ne auzim mâine atunci, vom vedea unde o merg. Ui, no, bine mă, hai că azi merem la un KFC fake. Fals, se numește KKFC. Vom vedea cum a fi. Vedeți că aici pe stradă tot încearcă ăștia să vă vândă chestii. Iarbă, tă mă întreabă, vreau iarbă. Deci nu mai scap de ei, frate. Zici că m-ar invita la șaorme sau nu știu. Deci aveți grijă, că nu știu cum e pe aici. Du-te amu cu claxonat, că în alte țări te execută dacă te prinde cu droguri. Deci aveți grijă, că pe aici până astea e mai dubios. Oh, bă, ce pe aici? Doamne, străzile astea, mă, mă termin. Nu-i alea cu căruțul. Bă, nu pot trece de asta, frate. Doamne, cu trotinete, cu tot. Asta e traficul din Kathmandu. Mi-a dat cu alea pe jos. No, bun, hai că am ieșit o leacă la lărgământ aici, ne. Deja mă bagă în depresii străzile alea de 2 metri lățime. Și aici undeva mai în față, ieri am trecut pe lângă el, KKFC-ul. Deci am ui întâi și mai stau până în 5. E și friguț, e, nu știu, mă, nu, mi-aduceam o leacă și de Cairo. Nu mă impresionează așa cu nimica, nu, nu știu ce să zic. Mâncarea e ok, dar până am chiar, nu, tot am mâncat seara fried rice cu porc, e bun, mă zic. Chestii de-a lor, nimă peruș. Ce, nu-i peruși. Ziepuri. Ba, mă, are și un peruș acolo în spate. Kappa Kappa FC-ul. Uite la ea ce zice, Kappa Kappa FC în partea dreaptă. Nima. Ai, ai, ai. Au și roboți. Fiate. Ce face robotul ăsta? Nu prea face nimic, ha? Hai să comandăm ce.
Hello. So, crispy burger box. Do you like to add cheese in the burger? There is no cheese in the burger, so you want to add cheese? No burger? In the burger, you want to add cheese? Or it's okay? No, no cheese, it's okay. Anything else, sir? No, that's it. That's all? Okay, sir. Same and happy. Pui, n-au bine, fiți atenți, mă, că mi-a ajuns. Deci KFC fake, da? Am dat în total vreo 30 de lei, pe ce vedeți aici. Hai să vedem cum a fi. Asta e Coca-Cola. Nu-i fake. Bă, nu-mi place când m-am putut scola pe oameni, că au, nu știu, unde baie la etaj și trebuie să mă duc pe niște scări. Și am încercat să mă, nu știu. Da, mă șterg. Și anul se presupune că degetele șterg se scurate. Am vedea. Bă, dar ăsta e un fel de lanț de restaurant, adică au mai multe locații deschise aici, în Nepal. Nu la maioneză. Sos chili. Dar o dura mult. Vreo 20 de minute. Pui pizza. Vede că mult a făcut. Caldă, nu? Bă, am mult o scos, mă, din ulei. Stai să mă cer șerbiță. Na. Deci așa arată puișorul. Mă, bun. Hai să continuăm. Mă ardea, mă, la deget asta. Dau și ketchup gratis. Ui, asta nu prea place. Are și ceva gust ciudat așa, nu știu. Mai bine nu-i mult. Că e total pe la medie. Zona galbă. Mă, ce să zic, burgerul ăsta se seamănă cu filetul ăla de la KFC. Pulpa asta de pui, în schimb, nu-mi place. Cartofi ok, sosuri ok, cola ok. Și cola alea de ieri a fost ok. Nu, bine, ne auzim cu KFC original. Bă, uitați-vă cum arată mall-ul ăsta, mamă, zici că-i pușcat. Bă, asta nu-mi place, de lăsarea asta în anumite țări, bă. Gen, frate, mă, nu poți curăța trepțele astea și tăte. Aici sunt o grămadă de bani. Mă miră că nu vine ceva să-l spargă ăsta. Hai să mai merem să mai mâncăm ceva chestii de-a lor. Nu pure, pure din ăsta. Nu, am văzut aici undeva, stai că vă arăt. Ai, bă, e depresiv, mă. E prea depresiv orașul ăsta. Poate și de la vreme, nu zic, dar și de la alte chestii. Stați că pe aici erau ieri undeva, dar nu-i mai văd. A, uite, aici e unul. Hello, sir. One and two. One and two. No, no, no. One and two. Thank you, sir. No, nu știu dacă mi-au pus ce am cerut, că... Bă, zici că nu înțelegea nimic asta. Hai să vedem. Băi, nu, bine, fiți atenți.
Le-a luat cu mâinile așa. Da, mă, mi-a pus ce-am cerut, că prima oară mi-a dat altceva. Deci ăsta e covrigul ăla lor. E o combinație de cirigaua cu covrig. Un pic dulce. Hai, vedem asta. Ambele ori costat, i-am zis să-mi pună două de astea, m-am pus numai una. 2-3 lei. Mai puțin, sub 2 lei. Hai, vedem asta. Asta zici că e cartof cu zahăr. Asta îmi place, e dulce. Bă, ăsta e chiar bun. Bă, e bun, wow. Mi-e piață. Nu bine atunci, ne auzim mâine la KFC. A treia zi. Ziua în care mâncăm de la KFC-ul original. Da? Uitați-vă, poliția aici. Își face treaba în intersecție. Ăștia n-au bochele ei, vedeți? Pollution free microbus. Poate e de la pe curent electric. Și ăsta, cine știe? No. Catirol, cati. Păsătăt, catirol. Va bine, hai că mă duc aici un pic mai la 10-15 minute în KFC. Vedem acolo cu noi. Păi nu știu ce mai face, mai am câteva zile și plec de aici. Nia, ambulanța. Wow, de asta nepaleză. Zici că e mai mult autobuz, că erau multe persoane înăuntru, nu știu. Poate chiar e autobuz și au pus din alea semnale pe el. Deci da, clădiri de-astea înalte nu prea vedeți aici în Kathmandu. Cum e aia de birouri, adică rar. Bă, deci ce mă surprinde e că ăștia măr cu jamurile deschise la autobuse și la trolebuze, nu? Și gen, frate, închide-le că oricum e friguț. La fel fac, mă, și noaptea, mă, restaurantele alea mă termină, știi? Bă, așa fac, mă, și plus apa aia caldă, mă, în restaurante mă termină, deci nu mai suport. Vine, îmi umple paharul, du-te, mă, era călogat pe acela. Îmi umple paharul apă caldă, le zic, când îi văd că vin cu canistra aia de apă, le zic, domnule, cold water, nu mai vreau apă caldă. Nu știu cum pot bea ăștia apă caldă, mă, că nici nu simți că bei ceva, știi? Adică e nașpa. No. Deci vedeți că scrie acolo, vedeți acolo sus, nu claxona, e semnul ăla. Hai să vedem dacă respectă cineva. Bă, parcă se respectă, mă, nu? Cum au pus ăștia copaci în astea, nu? Îi protejează. Ui, bă, de Nepal, ce să zic, stați-o leacă, că-mi bace soarele. Nu mi se pare nimica interesant, eventual dacă veniți aici merez la munți sau nu știu. Noi am o mâncare, e ok, noi nu știu ce, nici n-am mâncat ce drept foarte multă mâncare de la ei, că nu. Asta este, am mai mâncat de la cuiac, fry rice, postul ăsta. Ce să zic, n-ai ce face, nu, aici în Kathmandu chiar nu, mai mult de 2-3 zile n-aș mai sta. No. Cam asta e, oamenii sunt ok, găsești taxiuri, dar nu e nimic interesant. Deci fiți atenți la cablurile astea, mamă. Vai de viața, mă. Doamne, ferm. Chiar și poți electrocuta aici. Nu, le-a legat în copac, de copac. În zona asta n-a mai fost. E interesant. Ai și trotuare mai largi, parcă. E o chestie interesantă aici, la Pizza Hut și KFC ai free toilet. Deci ăsta e KFC, deci hai să vedem. Nu te că... Te-mi iau catirul. Nu, ai, nu te-ai putut. Ai? Cum o pun aici? Mi-am luat chicken. Nu, nici nu știu ce mi-am luat.
chicken roll și rice, dar cu Pepsi și cu sos. Ui, nu, mi-a ajuns. Bă, dar repede mi-a ajuns. Pe mine m-a servit cel mai repede. Poate nu sunt grele de făcut asta, nu știu. Da, bun. Hai să vedem. Deci așa arată, nu? Pui zicam, cred că. Asta e chica în rolul. Bă, dar ce mic. Da, să beau Pepsi. Deci vedeți că aici au Pepsi. La KKFC ei aveau cola. Interesant că dacă au cola înseamnă că sunt recunoscuți, adică îți dau și ketchup. Adică nu-i firma de asta, nu știu cum să zic, inventată, ci gen recunoscută de guvern, de cola, de tot asta, de corporație. Are mult sos barbecue. Asta zici că e chicken biryani. Maioneza s-o pun ei, probabil iau dintr-o găleată și pun. O împachetează. E ok, cam dulce. Bă, deci orezul ăsta are, nu știu ce are pe aici, frate. Deci e chiar ca chicken biryani. E picant. Mă, nu știu, rele. Dincolo mi-a plăcut mai burgerul. Cati rolul ăsta sau ce am mă. Shaorma roll. Chicken roll. Lipia e făcută de ei, vedeți? Este un fel de chicken biryani. Sos ok, Pepsi ok. Nu arată rău. Bă, ce să zic, e cam picant tot. Dar am așa la KFC. Nu. Bă, și ce mi-am luat? Desert. Hai că mă duc să-mi iau și desert, am... să văd dacă au de fapt. Bă, nu am. Am crezut că au, dar nu. Au numai niște crushers. Ceva, nu știu, milkshake. Asta o costă cam 35 de lei, cam așa, pet. E ok. Eu zi ieftine aici în Carmandu și cazările, în perioada asta. Nu știu, aprilie, mai încolo se scumpesc. De exemplu, hotelul unde stau eu, 20-25 de euro pe noapte, dar vara e 50 de euro. Deci cred că nu sunt turiști în această fază. Cam asta e că chiar și ăsta zice că ăsta e un pic mai bun la pui. Celălalt mi-a plăcut burgerul. Dar sosul este nebun, iar cam asta. No, bune. No, bine mă, cam ăsta e Kathmandu, Nepal. Eu mă duc către Bangkok, Thailanda. Sper să mă lase amul să intru. Poate o mai filma zilele viitoare și pentru canalul celălalt. Nu știu, mai duce pe aici, că cred că mai am două zile de stat pe aici. Ce am mâncat în clipul ăsta o lunecat, atunci ne auzim data viitoare.